Salutare, bună ziua, sunt Robert și vreau să vă vorbesc în podcastul ăsta despre diferența dintre o boală care se vindecă singură și o boală care se vindecă cu aport medicamentos, să zic așa, sau de oricare alt tip. În principal cu adjuvante sintetice, le numesc eu, medicamente, orice alte chestii. Sunt două chestii importante din punctul meu de vedere. Eu le trăiesc pe pielea mea, de asta vi le spun. Adică eu nu vin să vă spun aici din cărți. Am făcut canalul ăsta de YouTube și ați văzut cei care mă urmăresc pe aici că nu vorbesc din cărți, din povești, din ce spun alții, din chestii. Eu încerc să vă spun chestii pe care le trăiesc eu pe pielea mea. Eu de un an de zile nu mai iau medicamente și nu iau pentru că-s nebun și pentru că am luat-o razna și pentru că nu mai vreau eu să fac treaba asta. Nu iau pentru că nu mai e nevoie. Nu mai am nevoie. Adică încă contactez boli. Adică boala vine, intră, începe să se manifeste, după care, după una, două, cinci, șapte zile, depinde de boală, începe să dea înapoi, adică nu evoluează, nu trece de un anume punct astfel încât să evolueze și să producă consecințe care să mă pună la pat, de exemplu, sau să nu mai pot să-mi desfășor activitate. De ce? Datorită unei practici spirituale pe care o fac, care aduce foarte multă energie în corp, aducând foarte mult, ăsta este între ghilimele, că trebuie să ai un punct de referință când spui că ceva e mult sau e puțin sau e slab sau e puternic, trebuie să ai niște puncte de referință. Și punctele de referință s-ar putea să fie diferite la mine față de voi sau în funcție de multe alte variabile. Mie mi-aduce niște energie în corp, datorită faptului că mi-aduce energie în corp, corpul poate să lupte cu boala. Atât de simplu, am povestit în special pe audiocast, povestesc foarte mult despre chestiile astea, pentru că atunci când ești bolnav, de fapt nu mai ai energie. Nemai având energie, corpul nu mai poate să lupte cu boala, faptul că tu iei medicamente nu face altceva decât să slăbească energia bolii, astfel încât energia corpului tău să poată să o învingă pe cea a bolii. Cam asta e mecanismul explicat foarte simplu așa. Bun. Care e diferența dintre o boală care se vindecă natural, adică fără să iei nimic și o lasă să se vindece, adică corpul tău să o vindece fără să... Vreau să fac un disclaimer aici. Nu vă zic să nu luați medicamente. Și vă spun că și eu aș lua medicamente dacă boala ar ajunge să evolueze într-o fază în care m-aș simți foarte nașpă. Da? Adică aș face chestia asta fără niciun fel de probleme. Vă spun foarte sincer, adică nu stau ca prostul. De ce? Pentru că e mai bine să trăiesc după aia decât să mor atunci. Da? Adică să fac niște chestii foarte nasoale din care să nu mai ies. Nu, mai bine iau medicamente și fac după aia alte chestii. Le fac în continuare, adică am răbdare să se întâmple lucrurile care vreau să se întâmple sau care sper să se întâmple după aia. Că avem timp să se întâmple după aia, nu e nicio problemă. În cazul meu n-a fost necesar. Da? Am ajuns la niveluri la care boala nu a putut, n-am mai progresat. Da? Cei care vreți să vedeți cam ce boli am avut în perioada asta, pentru că am avut boli, adică bolile au intrat, s-au manifestat, pe care au început să dea înapoi. Dar există și nivelul la care nu mai intră boala, adică nu mai intră în corp. Da? Poate o să vă explic la un moment dat și chestia asta, pentru că e foarte interesantă, n-am ajuns acolo, dar poate o să vă explic, că înțeleg cum funcționează și înțeleg, eu sunt în curs de a merge, dar probabil că parcursul ăsta va fi foarte lung, în niște foarte mulți ani de zile. Da, adică n-am ajuns încă la nivelul ăla și nu știu dacă sunt foarte mulți oameni care au ajuns la nivelul ăla, pentru că e destul de greu de ajuns acolo. Dar lucrurile sunt explicabile și au niște explicații foarte pertinente în spate. Bun, deci boala care se vindecă în mod natural trece complet. Adică nu mai apare, nu se mai manifestă acolo după aceea. De ce? Pentru că a fost eradicată complet. Ai scos-o. Ai vindecat-o complet. Corpul ți-a vindecat-o complet. Dacă o vindeci pe cale medicamentoasă, și asta vă spun din experiență, din ce am trăit eu încă o dată, nu sunt chestii făcute din cărți, boala nu se vindecă complet. Boala dă înapoi, dar rămâne acolo. Tu nu o simți. Dar ea va apărea din nou. În anumite circunstanțe și în anumite situații și în anumite chestii, boala va apărea din nou. Dacă din nou îi dai cu medicamente, din nou va face chestia asta. Încă o dată vă spun. Nu vă spun să nu luați medicamente. Luați medicamente dacă considerați că este cazul, dacă vă spune medicul, dacă voi simțiți că e ok, luați-le, fără absolut nicio problemă. Vă spun că și eu aș face același lucru.
fără niciun dubiu și fără nicio rezervă aș face chestia asta, dacă aș ajunge în situația respectivă. Eu nu mai ajung în situația respectivă. Asta este motivul pentru care nu mai fac treaba asta. Da? Bun. Deci, dacă boala se vindecă în mod natural, ea se vindecă complet. Da? Adică ea dispare complet. Nu va mai apărea. Asta este experiența mea. Dacă se vindecă cu medicamente, boala va intra și va rămâne acolo, apărând din când în când, la anumite perioade, mai scurte sau mai lungi, în funcție de niște factori. Eu știu și care sunt factorii, am înțeles și care sunt factorii și am văzut pe pielea mea. Dar încă o dată, nu o să vă spun aici, pentru că v-am spus și în filmulețul trecut, nu o să credeți. Și dacă nu-l credeți pe Buddha și pe Iisus, de ce m-ați crede pe mine? Că eu sunt un nimeni, adică. În comparație cu aia, eu sunt un nimeni și nu aveți de ce să mă credeți. Adică, dacă îi credeți pe aia, o să vă explic eu aia de ce. Sau vă explică deja prin tot ce au făcut și ce au lăsat în lumea asta. Dacă nu îi credeți pe aia, nu o să mă credeți și pe mine. Și atunci nu are niciun sens. Da? Asta este diferența. Mai e o chestie foarte importantă, care este mult mai importantă decât asta. Și bineînțeles că mai sunt și alte chestii. Vindecându-se natural, nu rămân alte chestii prin corp, pentru că fiecare medicament are efecte secundare care afectează alte organe și uite așa și tot așa. Deci, dar astea se curăță la un moment dat. Adică, dacă nu abuzezi de medicamentele alea, corpul tău are posibilitate să se curețe. Nu discut despre astea, pentru că astea le știți toți. Da? Mai e o chestie foarte importantă, pe care nu știu dacă o percepeți. E o chestie de încredere. În momentul în care corpul tău se vindecă singur, tu capeți încrederea că bolile alea se pot vindeca și așa. Și că creierul tău începe să capete încrederea. Tu începi să capeți încrederea că acea boală se va vindeca. Versus în momentul în care începi, în momentul în care o faci cu medicamente și o faci în mod constant cu medicamente, încrederea ta că acea boală se poate vindeca fără medicamente nu mai există. Și atunci, singura chestie prin care tu percepi treaba asta este că trebuie să iei medicamente ca boala respectivă să se vindece. Și atunci corpul tău, în momentul în care nu mai iei medicamente, tu, creierul tău, nu va face nimic să te ducă în starea de sănătate. Pentru că el nu mai are încredere că se poate întâmpla chestia asta. Tu nu mai ai încredere că se poate întâmpla chestia asta. Eu, de exemplu, am fost în situația asta în care, la început, nu aveam încredere că mă pot vindeca. După care s-a întâmplat odată, de două ori, de trei ori. Acum am niște chestii și mi-apar niște chestii. De exemplu, am o problemă la picior în perioada asta. Am avut o problemă nasoală în 2010. Când mi s-a dat talpa piciorului de la jumătatea tălpii, mi s-a dat așa peste cap. Eu am crezut că s-a vindecat atunci. Că s-a vindecat oarecum natural. Am luat medicamente, am luat creme, dar acum a apărut din nou. Pe nepusă masă a apărut. Adică n-am făcut nimic, n-am forțat piciorul, n-am căzut, nu m-am lovit, nu i-am făcut absolut nimic, dar a reapărut chestia asta. Da? Se vindecă singură. Deci nu evoluează. A fost o madurut, am mers două zile și șchiopătam, după care a început să dea înapoi. Da? Având încredere că știam că se vindecă și a început să se vindece și a început să dea înapoi. Și este în faza de vindecare acum, este în faza în care se va vindeca. Da? Aici e toată problema. Da? Și trebuie să faci niște lucruri ca să se întâmple lucrurile aici. Dacă se întâmplă lucrurile aici, după aia restul vine de la sine. Dar aici e mare problemă să se întâmple. Da? Deci asta este diferența fundamentală din punctul meu de vedere. Este încrederea că tu, corpul tău, poate vindeca natural boală. Și am avut-o toți. Când eram tineri, pe la 19, 17, 18, 19, 20 de ani, noi am avut-o. Generația de acum nu știu dacă mai are. Pentru că sunt învățați de mici cu medicamente. Ia aia, ia aia, ia aia. Fă aia, adică nu mai, imediat cum a apărut ceva, ia o aspirină, ia ceva, ia dătuse, ia chestii. Nu spun că e rău, încă o dată. Nu spun că e rău. E foarte bine dacă voi considerați că lucrurile astea sunt ok. Și vă simțiți bine și lucrurile sunt ok. Da? E orice considerați voi că e bine, e ok pentru voi. Ce vă spun alții e pentru ei. Da? Trebuie să ajungeți voi la înțelegerea aia că ce vă spun alții e ok și pentru voi. Altfel lucrurile nu se vor întâmpla. Mulțumesc, cam atât vreau să spun. Aștept și părerea ta în comentarii. Mulțumesc, la revedere!